Cercul din Chișinău va intra în restaurare. Sunt planurile primăriei capitalei, care intenționează să-i dea circului o a doua viață. Proiectul este susținut și de Uniunea Europeană. Primii pași au fost deja făcuți, și anume expertiza tehnică a clădirii. Suma exactă a cheltuielilor nu a fost stabilită deocamdată, însă asta nu îi împiedică pe angajații circului să-și facă planuri grandioase de viitor. Для того, чтобы посмотреть, как ведут себя трещины. В процессе экспертизы были установлены сейсмодатчики, посмотреть, как ведет себя здание в сейсмоусловиях. В тот период, когда были установлены датчики, как раз было зафиксировано землетрясение и составлено в 3D поведение этого здания в процессе землетрясения. Anume din cauza acestor crăpături, circul, o clădire cu o arhitectură deosebită, a fost declarat avariat și ulterior închis. S-a întâmplat în 2004, iar în următorii 10 ani, o mare parte din accesorii și mobilier au dispărut, iar clădirea a devenit adăpost pentru oamenii străzii și pentru maidanezi. În 2014, municipalitatea a început să ia primele măsuri. Din primii bani găsiți a fost renovată sala mică și o încăpere pentru personalul circului, dar și una destinată animalelor. La arena mică au avut loc 10 de programe artistice, însă angajații vor să evolueze pe marea arenă. Но мы в каждый год делаем небольшие, как бы маленькие реконструкции для того, чтобы можно было привести жанры, которые, ну, немножко специфические. Например, мы вот только 2 года как сделали железный барьер, то есть на котором можно действительно зацепиться, показать такие жанры, как русские качели. Arena mare îi va ajuta pe lucrătorii circului să ofere spectatorului un program mai vast și mai spectaculos. Și dacă tot se vor efectua lucrări de restaurare, conducerea circului susține că sala mare va fi una multifuncțională pentru a lărgi și repertoriul trucurilor și numerelor de acrobație. Есть технологии передовые, которые, несомненно, можно использовать в процессе реконструкции, в процессе ремонта и предвидеть на шаг вперед, что здесь возможно проводить семинары, конгрессы, концерты, чтобы дать данному залу мультифункциональную основу. Am rămas doar de găsit surse financiare. Inițial însă trebuie să fie stabilită suma exactă. Și dacă acum câțiva ani devizul era estimat la aproximativ 5 milioane de euro, deja este clar că bugetul necesar pentru reconstrucție va depinde de expertiza tehnică. Ministerul monitorizează situația de la circul din Chișinău, deoarece noi considerăm că acesta este o instituție foarte importantă pentru capitală, dar și pentru întreaga Republică. În parcursul anului 2019 a fost făcută o evaluare a stării în care se află circul. Sperăm că caietul de sarcini va fi elaborat până în luna aprilie. După aceea se va urma lucrările de proiectare propriu-zisă, ca începând cu, mai bine spus, până la sfârșitul anului 2020 să înceapă lucrările de reconstruire. Circul din Chișinău și-a început activitatea în anul 1981, iar primul program de divertisment a fost prezentat publicului în data de 25 aprilie 1982.